Bine v-am găsit, prieteni! În clipul de astăzi vreau să vă vorbesc despre Ozempic. Probabil că mulți dintre voi au auzit, știu despre acest medicament, poate că unii dintre voi chiar îl folosesc, unii pentru diabet de tip 2, alții pentru a slăbi, pentru a pierde greutate. Este un medicament care se administrează injectabil, se folosește pentru diabetul de tip 2, asta a fost destinația lui inițială, pentru că determină pancreasul să secrete mai multă insulină. Însă, în cadrul studiilor clinice care s-au făcut atunci, înainte de aprobarea medicamentului, s-a observat că are și efect de reducere a apetitului și favorizează sațietatea, deci favorizează senzația de sațietate, de a te simți plin atunci când mănânci mai puțin. Și astfel se reduce aportul calorii și, prin urmare, persoana respectivă scade în greutate. De aceea, acest efect l-a făcut foarte popular în rândul persoanelor care nu au diabet, dar care vor să slăbească. De exemplu, într-un studiu efectuat în Statele Unite în 2023, 15% din americani au luat Ozempic pentru pierderea în greutate. 42% din medicii de generaliști, medicii de familie, au avut pacienți care au cerut rețetă cu Ozempic. 18% din medicii de familie au prescris Ozempic pentru pierderea în greutate, deci nu pentru diabet, ci pentru pierderea în greutate. Iar 14% din medicii de familie din Statele Unite au luat personal Ozempic pentru a pierde în greutate, pentru a slăbi. Ca urmare a acestui succes, firma producătoare, firma Novo Nordisk, o firmă mare din Danemarca, lider în domeniul tratării diabetului, a scos un alt produs, Wegovy se numește, care are aceeași substanță activă, dar care conține o concentrație mai mare de substanță în medicament. Și este folosită, este dedicată în mod special pentru pacienții, pentru persoane care vor să piardă în greutate. Acest medicament, această formă Wegovy, a fost aprobată în Statele Unite de către FDA în anul 2021, deci relativ recent, și trebuie administrată pe termen lung pentru că, de exemplu, conform unui studiu din 2022, care s-a efectuat pe 175 de pacienți, aceștia au pierdut în greutate la 3 luni o greutate de 5,9%, au pierdut de 5,9% din greutate la 3 luni, iar la 6 luni 10,9%. Deci pe măsură ce crește durata de administrare, scade și greutatea. Însă, este foarte important de știut, produsul prezintă o rată relativ înaltă de efecte adverse, adică din cei 175 de pacienți care au intrat în acest studiu, 85, deci aproape jumătate, au raportat efecte adverse care au inclus simptome gastrointestinale, cum ar fi, de exemplu, grețuri, vărsături, diaree și o stare de oboseană. 5 dintre pacienți, deci 5 din 175, a trebuit să oprească administrarea medicamentului pentru că efectele adverse au fost prea puternice și nu l-au mai tolerat, iar 15 pacienți a trebuit să se reducă doza pentru a evita exacerbarea efectelor adverse. Într-un alt studiu care a fost efectuat chiar de producători, de Novo Nordisk, pacienții care au întrerupt administrarea medicamentului au luat în greutate. Deci după ce au întrerupt medicamentul, l-au luat în greutate. De aceea, după cum spunea, trebuie să se ia continuu medicamentul pentru a se obține acest efect. Iar în studiul care a fost făcut de producător, 7% din subiecții studiului a trebuit să întrerupă medicamentul din cauza efectelor adverse. Conform unor studii care au fost efectuate pe animale și care sunt citate chiar pe site-ul oficial al produsului, produsul a determinat apariția de tumori tiroidiene, inclusiv cancer tiroidian. Repet, în studii efectuate pe animale. Dar pentru faptul că produsul este recent aprobat și nu se pot evalua efectele pe termen lung și coroborat cu efectele despre care am spus că au apărut pe animale, FDA-ul, deci autorizația americană pentru aprobarea medicamentelor, a impus afișarea pe etichetă a celor mai severe atenționări. Deci în sistemul american și pe sper că și în Europa producătorul trebuie să afișeze pe etichetă anumite atenționări. Ei, acestea în Statele Unite s-a impus afișarea celor mai severe atenționări pentru cei care vor să ia acest medicament. Și care sunt efectele adverse care sunt descrise
în prospectul medicamentului. Deci sunt oficiali, ca să zic așa. Poate să apară insuficiență renală, poate să apară pancreatită, deci inflamarea pancreasului. Poate să ducă la hipoglicemie, probleme ale vezicii biliare, probleme gastrointestinale și ale sistemului nervos, poate să ducă la tulburări de vedere și, foarte important, poate să determine apariția de gânduri suicidare persistente. Deci persoanele respective au gânduri suicidare. Aceste gânduri, deci frecvența lor crește în funcție de mărimea dozii. Deci cu cât doza e mai mare, cu atât e mai probabil să apară astfel de gânduri. Studiile clinice care s-au făcut, unii pacienți au dezvoltat pancreatită, după cum am spus că este un efect advers, dar au fost inclusiv câteva cazuri mortale. Agenția Europeană a Medicamentului a anunțat în iulie anul acesta, 2023, că are în studiu 150 de raportări de cazuri de gânduri suicidare și rănire autoproduse, deci persoana respectivă și-a produs o rănire proprie, iar agenția similară din Marea Britanie a anunțat de asemenea că studiază raportări similare. Deci iată, sunt efecte destul de grave care pot să apară la administrarea acestui medicament. Până în luna iunie anul curent, FDA-ul, deci autoritatea americană în domeniul medicamentelor, FDA-ului s-au raportat, s-au dus la cunoștință 184 de cazuri de idei suicidare, tentative de sinucidere și depresie. Tot în Statele Unite, începând din 2018, anul în care Ozempicul a fost autorizat, și până astăzi au fost raportate peste 14.000 de cazuri de efecte adverse, din care peste 6.000 au fost cazuri grave de efecte adverse și inclusiv 163 de decese. Iar în ceea ce privește Wegovy, care a fost aprobat, după cum am spus, în 2021, au fost raportate 2021 de efecte adverse, din care 460 serioase și 6 decese. De aceea, de ce spun toate astea? Pentru că este foarte important, dacă te decizi să iei acest medicament pentru a slăbi, trebuie să faci o cunoștință de cauză, adică este foarte important să știi că există anumite riscuri, să fii conștient de ele și dacă apar primele semne că un astfel de efect advers se instalează, trebuie să știi să te prezinți rapid la medic. Eu, din principiu, nu sunt de acord cu a apela la medicamente pentru a slăbi, pentru a pierde greutate. Consider că asta trebuie să fie ultima măsură care se ia atunci când s-au încercat alte metode și nu au dat rezultate, au dat greș. Din punctul meu de vedere, cei care mă urmăriți știți, în opinia mea, cea mai bună, cea mai sănătoasă și cea mai ușor de implementat metodă și fără efecte adverse pentru a slăbi este postul intermitent asociat cu consumul redus de carbohidrați, pentru că din punctul meu de vedere merge chiar la rădăcina cauzei, la originea acumulării de grăsime, și anume nivelul crescut de insulină în sânge. Postul intermitent și consumul redus de carbohidrați reduc nivelul de insulină în sânge și în felul acesta nu se mai acumulează grăsime, iar organismul utilizează grăsimea existentă pentru ca sursă de energie. Dar, repet, cei care vreți să apelați sau deja ați apelat la acest medicament, trebuie să știți că există aceste efecte adverse pentru a vă proteja. În momentul în care apar primele semne, mergi la medic și discutat pentru a vedea despre ce este vorba. Așa deci, mare atenție, precauție și corpul tău îți va mulțumi. Numai bine, sănătate, la revedere!